Cum se simt acești roboți sau androizi? Cum vor să-i numesc? Ce sunt ei mai exact? Zic să le zicem cum vrem. Dar eu îi percep reci. De la, stau la distanță de ei și îi percep reci. Mie e clar că nu au. Mie e clar. Am zis în germană. Nu chiar. Îmi este foarte clar că nu au sentimente. Bun. Întreabă-i pe ce tip de energie funcționează? Mi-au arătat o conexiune între ei și ca și cum ar fi băgați în priză undeva la un halou de energie. Unde este acest halo de energie? E în sus. Ok, super. Mergeți împreună toți trei spre acest halo de energie și spunem ce este. N-aș putea să-i găsesc, așa arată ca un nor. Este de culoare brun-maro. Iar între ei doi și ceilalți și halou de energie, fiecare este conectat la asta, dar e conectat pe dus întors, cumva. Îi dau energie și primesc energie de acolo. Întreabă-i cine a făcut acea sursă de energie pentru ei. Așa funcționează ei, ce creatorul lor, așa funcționează ei. Ei primesc și dau energie, nu, da, primesc și dau energie. Mai sunt și alții ca ei în univers? Da, în univers acolo la ei, unde sunt ei, toți sunt legați, așa ca o paralelă aș putea face cum la noi sunt norii pe cer, așa este haloul de energie deasupra planetei lor. Ok. Cum se numește? Iar ei sunt toți conectați la acel halou de energie, poate că e creatorul lor, eu nu știu. Cum se Eu, numește? este energie, ca un nor, ca niște aburi, brun-maro arată culoarea. Și nu are o formă definită. E așa, dar este toată la un loc, nu e prin tot spațiul. Este toată la un loc și de acolo sunt conexiuni la fiecare din ei, iar ei nu sunt foarte mulți pe planetă. Cât sunt? Foarte, foarte mult. Și anume. Cât sunt? Da. Cât sunt? Milioane îmi vine. Am întrebat de mai multe ori tot 14 milioane. În jur de 14 milioane. Cum se numește creatorul lor? Nu are un nume, nu vine nimic. Cum îi se adresează creatorului lor? Tată. Vreunul dintre ei a întâlnit acest tată? Se uită unul la altul și zic, n-am auzit așa ceva. Păi și atunci de unde știu că au fost creați de acest tată?
Așa li s-a spus De către de cine? ceilalți. Ceilalți îi comunică cumva la nivel de cap, au toți conexiuni. Deci din capul lor, oricine pot comunica prin unde. Creează o undă și văd imediat s-a racordat la celălalt și i-a transmis informația, o poate primi imediat înapoi. Ok. Spune-i lui Mini să cheme pe cineva care i-a spus de creatorul lor că îl cheamă tatăl. Vorbesc amândoi și zic cine s-a chemat. Poate. Da, au chemat pe cineva care e mai înalt decât ei. Ei arată ca doi copii, pe lângă cel care a venit. Cum se numește acel care a venit? Musu. Mă las să vorbesc cu el? E foarte rece, foarte deranjat că a fost chemat. Da, te las. Musu, mă auzi? Ce faci tu acolo unde ești? Funcționez. Poftim? Funcționez. Ca și voi. Aveți suflet? Aveți spirit? Nu. E, atunci e o diferență între noi. Voi funcționați, noi trăim. Exact așa. Sim. Simt. Văd și eu. L-ai întâlnit pe creatorul tău? Nu. Cum ați fost voi creați? Cum creați voi mașinile? Păi noi nu creăm mașinile, le construim. Diferența este că încă nu am ajuns, cred, la nivelul în care să le dăm inteligență. Inteligență proprie. Să vorbim cu ele, de exemplu. Inteligența e dată de creatorul nostru. Cum v-a dat această inteligență, știi? Știi cum v-a fost dată? Musu, mă auzi? Da. Știi cum v-a fost dată? Exact, nu. Cât trăiți voi? Cât vrem. Și după aceea, ce se întâmplă? Autodistrugem. De ce?
De ce vă autodistrugeți? Un răspuns la asta. Dacă voi ați fost construiți de către creatorul vostru, înseamnă că v-a făcut pe toți odată sau ceva de genul, nu? Nu. Încă vă construiește? Da. Păi și... Unii pleacă, alții vin. Poftim? În continuu, unii pleacă, alții vin. Unii pleacă, alții vin. În Și... funcție de performanțele lor. Cine nu dă randament, pleacă. Sincer, nu mi-ar plăcea o viață de-a voastră. De unde vin cei noi? Din laborator. Opa, unde este acest laborator? Avem acces la acest laborator. Da, știi unde e? Intuim. Ai putea să ne duci acolo? Nu am fost nici noi. Păi și atunci de unde intuiți? Avem o legătură. Și când veniți, când sunteți noi, noi născuți, de exemplu, de unde știți unde să veniți? Aveți doar un anumit set de programe după care învățați? Noi funcționăm automat. Voi aveți creier, noi avem o plăcuță. Acest creator al vostru, ce părere aveți despre el? Este un tată iubitor? Noi nu avem sentimente, nu simțim, nu transmitem. Ok. Este un tată bun cu voi sau nu? Nu ne interesează acest aspect. Dar ce aspect vă interesează? Noi muncim, funcționăm. Păi da, dar înainte ai spus că dacă nu sunteți eficienți, vă Da, autodistrugeți. în misiunea noastră. Care este misiunea voastră? Nu pot să spun. De ce? Este secret. Nici dacă te rog frumos, nu spui. Nu. Și dacă îți spun Așa eu, tot fuge. dacă ți-a spune eu care e misiunea voastră, Știu că o știi. credeți că o să reușiți până la urmă să căpătați suflet și spirit? Noi suntem doar curioși cum trăiți voi, cum trăiți durerea, cum trăiți iubirea, cum funcționați voi. E, uite, vezi că te-am prins. Mi-ai zis că sunteți curioși. Curiozitatea e un sentiment uman. Sau este un sentiment al Nu, inimii? suntem doar interesați Dar de ce de sunteți cum voi? funcționează Universul. Așa suntem noi programați. În ce scop? De a Înseamnă... verifica cum funcționează Universul, suntem trimiși fiecare în misiunea noastră. Adică vrei să spui că misiunea voastră este de a învăța informații prețioase pentru creatorul vostru, pentru că el știe cum să creeze ființe ca voi
dar nu știe cum să le dea suflet, sau mai bine zis, suflare divină. Noi adunăm informații. Poftim? Noi culegem informații. Pentru Și le predăm mai departe. Mai departe cui? La sursă. Adică la creator. Da. Corect? Poftim? Da. 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 Și care e informația cea mai prețioasă pe care o căutați voi? Poate pot să te ajut și să ți-o spun. Ai spus deja. Bun. Dar nici tu știi răspunsul. Cum să băgați, cum să căpătați suflet și spirit? Cum se creează? Cum se creează sufletul, adică suflarea divină? Sincer să fiu, nu vreau să te mint, așa e, nu știu cum. Dar momentan încă nu mă interesează, sau poate știu și nu vreau să zic. Nu știi. Ba, știu. Ba, nu știi. Îi faci și tu. Ai fi și tu un creator. Nu e vorba de a fi creator sau nu, dar de unde știi ce am făcut eu și ce n-am făcut? Tu nu ești un creator. Nu te contrazic. Dar de unde știi? Poate am făcut ceva. Ești un creator la nivel mare, ești un creator la nivel mic. În fine, hai să trecem peste asta. Ce vreau să te întreb. În cultura voastră, uite, de exemplu, la noi, la oameni, există entități de vibrație înaltă și entități de vibrație joasă. La voi tot la fel este? Nu. Voi, de exemplu, aveți dușmani? Nu avem vibrații, nu vibrăm. E de înțeles, dar aveți dușmani sau alte entități care vă vor răul? Nu cunoaștem. Nu ați fost niciodată atacați de nimeni? Nu. De ce? Noi suntem departe. Nu avem vecini. Voi ați atacat alte specii din univers? Nu. În Pleiade ați fost? Nu li se permite. Pleiade are o centură de protecție. Ups. Bun, Musu. Mersi mult pentru informații. Dacă vrei, pe viitor mai vorbim. Facem schimb de tehnologie. Tehnologie contra cunoștință, vrei? Nu știu ce-mi poți tu oferi mie. Poate ai rămâne plăcut surprins. Dacă nu vrei, nicio problemă. Bine. Poftim? Bine, putem colabora. Ok, mulțumesc mult. Lasă-mă cu Maria. Maria? Da? Cum te simți? Ca un robot. Poftim? Ca un robot. Care e nivelul vibrațiilor tale? Ce
Wow. Ridică-ți, te rog frumos, nivelul vibrațiilor până la 100 de mii. L-ai ridicat? Da. Te simți bine? Da, am revenit. Super. În stadiu de robot. Întoarce-te înapoi pe pământ. Ce fac cu cei trei? Lasă-i acolo pe planeta lor. Iar tu întoarce-te înapoi pe pământ. Eu n-am fost pe planeta lor. Sau nu știu, eu i-am chemat. Nu, ai fost pe planeta lor, Maria. Eu n-am văzut nimic decât pe ei. N-am mai văzut altceva pe lângă ei. Acea sursă la care sunt legați? Am văzut, asta am văzut, dar n-am văzut nimic în jurul lor. Era doar ca și cum ar fi stat tot pe ceva de metal. Planetă tot din metal. Mă gândesc că dacă... Suspendată ca o umbrelă, așa arăta. Suspendată ca o umbrelă. Mă gândesc că dacă e din metal și nu au suflet și spirit, presupun că nu au nevoie de odihnă, nu au nevoie de foarte multe lucruri. Orice, orice e posibil. Nu am văzut decât așa ca o umbrelă arăta, ca o umbrelă cu mânerul în sus. Cred că mânerul era asta, sursa lor de sau conexiunea lor cu norul de ce era acolo. Atât am văzut. Am văzut. Acum. Ok. Ai revenit pe pământ? Da. Bun. Cheamă-l, te rog frumos, pe Metatron să vină în fața ta. Da, aici. Mă las vorbesc. Da. Metatron, ce faci? Da. Ocupat? Aici. Erai ocupat? Da. Scuze. Dar am și o nevoie de câteva informații, dacă se poate. Da. În Biblia scrisă este spus sau scris că primul om a fost Adam, după care Dumnezeu sau Creatorul l-a făcut-o pe Eva, dar mai sunt alte versiuni în care se spune că prima femeie nu a fost Eva, ci a fost Lilith. Ce poți să-mi spui? Da, cunosc aceste versiuni, sunt... total false amândouă. Și care este versiunea adevărată? M-ai făcut curios. Creatorul nu a creat viață pentru prima dată pe pământ. Viața exista. O clipă. Unde a creat prima dată viață? Au fost alte planete suprapopulate. Poftim? Au fost multe planete suprapopulate. Păi și atunci a luat de acolo și a adus aici sau cum? Da,
A fost adus aici. Cum? Eu știu că a fost adusă. Au fost aduse sufletele aici. Corect, au fost aduse sufletele, dar primele două suflete care au fost puse pe planeta asta nu a fost Adam și Eva sau Adam și Lilith. Lilith este cu totul altceva. Ce este? Poți să-mi spui? Lilith este de partea răului. Vezi? Noi știam că Lilith a fost prima femeie care nu a fost de acord cu anumite legi date de creator și atunci a trecut de partea răului. Sau a fost de partea răului de la început? A fost de partea răului de la început. Înseamnă că Adam și Eva au fost primele suflete de pe Terra? Sau au fost alții? Poți zice și așa, poți spune și așa, Lilith le-a dat târcoale tot timpul. De ce le-a dat târcoale? Lilith era aici. Stai puțin. Lilith era aici în formă de spirit. Ok, după care, deci Lilith era aici sub formă de spirit, după care a venit creatorul, l-a pus sau l-a făcut pe Adam și pe Eva, iar Lilith le dădea târcoale. Creatorul crease pământul. Lilith a văzut pământul, i-a plăcut, a venit și a vrut să pună stăpânire pe el. Când spui lucrul ăsta, înseamnă că Lilith este o entitate destul de puternică, nu? Da. Mai puternică ca Lucifer? Da. De ce este mai puternică? Lilith poate fi peste tot, în orice timp, poate lua orice formă, poate altera gândirea, are multă putere. Cine a dat atâta putere? Nu știu, ea vine din altă dimensiune. Care este legătura între Lilith și Lucifer? Nu au o legătură. Au fost conflicte între ei? Câteodată Lilith îl atacă. De ce? Cu asta se ocupă. Păi bun, dar de ce? Își doarme puterile. Și arată puterile. De ce o entitate de vibrație joasă o atacă pe alta când, de exemplu, s-ar putea uni? Putere, energie. Lilith nu are. Lilith este o entitate singură, nu comunică cu nimeni. Și nu a vrut nimeni să o distrugă până acum. Apare și dispare. Este ca o rachetă. Au fost divergențe
între Lilith și Arhanghel? Da. Poți să-mi spui? I-a atacat. I-a atacat și încearcă tot timpul să-i atace, să le ia din puteri. Și creatorul de ce nu face nimic împotriva lui Lilith? Știu eu. Arhanghel e un scut de protecție împotriva ei. Întrebare întrebătoare. În universul, sau mai bine zis, în lumea umanilor, există entitățile de lumină și entitățile de vibrație joasă, da? Pentru a se crea și pentru a se menține balanța universală. Da. Bun. În lumea reptilelor, de exemplu, sau a draconienilor. Dacă ei sunt entitățile negative, atunci entitățile pozitive create de creatorul lor pentru a menține balanța pe zero în lumea lor, cine sunt? Nu interesează acest aspect a menține balanța, interesează doar puterea. Balanța este echilibrată de cei, de creatorii pozitivi. Am înțeles. Mai sunt și alte entități ca Lilith? Lilith a fost și este din totdeauna. Ca ea nu este nimeni. O, deci înțeleg că este răul suprem. Poate fi. Pe unde își face bea cu această entitate? Peste tot. Este peste tot. Poate fi peste tot. Doar la un gând, diferență. Am înțeles. Au existat conflicte foarte mari în univers din cauza lui Lilith. Sau a existat un eveniment de o anvergură foarte mare în univers din cauza lui Lilith? Lilith este pe pământ. Lilith vrea să stăpânească pământul. Ea spune că a fost prima care a venit aici și a stăpânit. Pământul îi aparține. Din ceea ce îmi spui tu, atunci Lucifer nu are nicio șansă. Lucifer e mic copil pe lângă Lilith. Bine, o să revenim la subiectul ăsta altă dată. Poți să-mi spui, te rog frumos, dacă există un remediu natural pentru cancer? Ce înseamnă remediu natural? Plante. Ceva făcut de mama natură, de Gaia. Voi vă creați asta. Cum? Nu știi cum. Prin gânduri, prin energie, vă autoatacați. La fel de ușor puteți să-l scoateți din
corpul vostru și să-l smulgeți, să-l distrugeți. Presupun că tot prin... Fiecare poate face asta. Tot prin gânduri, nu? Cu plante, tot prin gânduri, prin gânduri puternice, prin intenție. Super. Și prin menținerea unei vibrații ridicate. Corect. Am văzut că este o rețea foarte mare de piramide pe toată planeta. Și în Egipt, și în România, și în Serbia sau Croația, și cred că în America, și în Rusia, și multe. Ce rol au avut aceste piramide? Captare de energie și localizare. Funcționau toate ca într-un fel de rețea, adică erau legate toate unele cu altele? Sunt încă legate. Mai slab, dar sunt încă legate. Cine a construit aceste piramide? Urmașii atlanților. Ce poți să-mi spui despre oamenii care posedă telechinezie, adică pot muta obiecte cu puterea minții sau cu ce putere? Nu și-au uitat unele capacități, toți puteți face asta. Iarăși cu puterea gândului. Puterea gândului este cea mai puternică. Gândul creează emoții, creează vibrații. Nikola Tesla. De unde a venit și care a fost scopul lui? Progresul a fost scopul lui. A venit cu această misiune. De pe Orion a venit. Este în continuare acolo. Am înțeles că foarte multe informații le primea de la alte ființe. Știi de la era ce? Conectat, era conectat, a fost în continuare conectat. Cu cei de pe Orion? Cu cei de pe Orion. Pe Orion este foarte multă tehnologie. Ce poți să-mi spui despre arhivele secrete ale Vaticanului? Care întrebarea? Există? De ce nu... Există o bibliotecă? Da? Unde se cunoaște tot ceea ce voi spuneți astăzi? Tot ceea ce noi spunem astăzi, la ce anume te referi? Informațiile care le primiți voi de la noi. Și de ce nu se face publică acea bibliotecă? Și-ar pierde puterea unele instituții. Oamenii ar deveni liberi. N-ar mai da puterea bisericii. Sub ce formă sunt aceste manuscrise? Sub formă de tăblițe? Sub formă de manuscrise? Diverse forme, sunt foarte multe cărți după aceste manuscrise, sunt acum cărți. A
Albert Einstein. A rămas conectat și el. De unde? Tot Orion. Cei care au venit cu informații au venit de pe Orion. Orion este o planetă a tehnologiei. Tehnologia înaltă. Poți să te rog frumos pe Maria să mergeți pe Orion? Da, sigur. Te rog. Da. Mă lași cu Maria, te rog? Maria? Da. Spune-mi ce vezi pe Orion. În fața unui constructie imense. Deci este construcție, este ca un cazan imens cu multe țevi, supape. Da. Am întrebat ce este și acolo și mi s-a spus că acolo este un centru, un laborator. Cum sunt îmbrăcați acele entități de pe Orion? Cum Ce sunt unde îmbrăcați? caut că nu le-am găsit? Sunteți exact ca umanii. Și fac ca umani. Îi văd pe stradă mergând. Orașele tot ale noastre? Autovehiculele? Clădirile sunt metalice. Foarte mult metal. Argintiu. Nu văd mașini. Ba da, au mașini care se deplasează prin spațiu, nu pe stradă, dar ei merg pe stradă. Îi văd pe stradă, se plimbă ca și noi. Dar dacă trebuie să meargă, merg cu un fel de capsulă în spațiu. Îi spui, te rog frumos, un Metatron să îl cheme pe Nikola Tesla să vină în fața voastră? Spune că trebuie să întrebe dacă îi se permite. Ok. Da, îi se permite. Pe cine a întrebat? Superiorii lui a spus. Superiorii lui Tesla, dacă are voie să vină. Ah, este în fața noastră. Cum e îmbrăcat? La costum. Salută din partea mea și din partea ta. Înclinat. Întreabă-l. Așa cum ne-ar fi așteptat. Știa că o să venim. Întreabă-l de unde știa că o să venim. Percepe anumite informații, mai are canal de legătură cu Pământul. Care este părerea lui despre viața lui de pe Pământ și de cum este Pământul acum?
și a îndeplinit o parte din misiune, o parte nu a avut, nu a fost lăsat să. De petrecere. Umani. Proiectele lui au fost nu abandonate, preluate și le puse în practică. Puse în practică de alții mai târziu. Întreabă-l cât de greu ar fi să construiești ce vroia el în timpul celui de-al doilea război mondial, raza morții sau cum o numea el, sau cum a fost numită. Spune că asta era ceva imposibil, este ceva, a fost ceva ce funcționează în Orion, nu și pe Pământ. Era ceva foarte periculos, mai bine că n-a reușit. Era ceva care funcționa pe bază de energie, pe bază de gând, de comanda gândului. Era foarte periculoasă dacă ar fi pus-o în practică. Interesant conceptul. O văd ca un fel de bumerang. Ceea ce el avea în plan, văd ca un fel de bumerang care putea distruge foarte mult. El cu ce se ocupa acum pe Orion? Tehnologie. Vrea să ne dea Ia niște. atâta tehnologie acolo e ceva ce nu se poate explica. Cred că jumătate este aparate, aparate. Totul este aparatură. Ok. Întreabă-l ei cu ce se hrănesc. O energie pe care o creează ei cu mintea. Dacă ei sunt exact ca și umanii, nu au nevoie de mâncare, de hrană biologică. Nu. Au un corp ca și umanii. Cu picioare, cu mâini. Iar se și îmbracă, se îmbracă cumva automat în ce își doresc. Eu nu le văd formele bine, îi văd îmbrăcați, dar foarte bine, așa, perfect, ochi. Știu că au, dar îi percep palizi, cumva palizi, așa de nu, ca și culoare, ca și. Părul ce culoare l-au? E blond. Și ei sunt palizi, așa ca și ochii sunt deschiși la culoare, cred că mai mari decât ai noștri, deschiși la culoare. Albaștri deschiși. Pe din afară arată ca umanii, dar înăuntru o altă. Pe bază de energie au construcție interioară. Să nu spui că nu au suflet sau spirit. Ba da, am privit dacă este în piept. Cum îl avem noi și am văzut că au același glob cu nucleu în interior. Întreabă-i care e media lor de viață, cât trăiesc. Opt sute.
800 de ani. 800 de ani. În jur de 800 de ani. Ani pământeni sau ani de-ai lor? Ani de-ai lor. Și 800 de ani de-ai lor, cam cât ar însemna în ani pământești, pământeni? 2000 îmi vine. Cred că vreau să mă mut și eu acolo. Răspuns te cheme? Nu, nu. O să trec în vizită. Spune-i să roagă-l frumos să cheme și o femeie de pe Orion. Da, a venit cineva. Cum arată? Ca la fel. Ca el este îmbrăcat în costum. Ați zis, corpul percep destul de... Cred că percep corpurile energetice. Destul de slab îl percep. La fel și femeia, mai mult percep îmbrăcămintea decât cum arată. Cred că e corpul... Eu cred că au corpuri doar energetice. Dar nu, e ceva între corpul energetic și corpul material. Femeia este la fel... Tot așa, palidă, un corp uman. Cred că sunt mai înalți decât noi, dar sunt mai înalți decât noi. Prin ce modalitate se înmulțesc ei? Tot ca și noi? Nu, zice atunci când vor un copil. Ei fac ca și cum ar face o cerere, trimit o dorință cu un proiect pentru viitorul, ce planuri au pentru viitorul copil, viitorul suflet. Atunci lucrează la planul respectiv cu o comisie ceva. Deci ei trebuie dinainte de a crea un suflet să ia cu o misiune. Decât atunci când are o misiune și o traiectorie bine definită, atunci lui se permite. Îi văd... creându-l, efectiv creându-l, se duc undeva într-un laborator unde lucrează la asta, nu știu ce fac, dar îi văd văd perechea și văd cum creează, cred că îl creează prima dată, îl schițează copilul respectiv, pentru că îl văd copilul într-un văd cum îl fac, cum gândesc la el, ca și cum deci după schița care a făcut-o, îl creează. Am înțeles. Ei au sentimente. Da, iubesc creatura lor. Da, 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 dar nu există sentimente. Au, cred că au un singur sentiment de iubire. Iubesc copilul. Atunci când îl fac, îl fac cu mare iubire. Îl văd cum îl creează. Cu gândul creează, cu după schița care au făcut-o înainte. Am înțeles. Mai colaborează și cu alte entități din univers? Da, o tehnologie foarte avansată și colaborează cu mulți. Preiau și predau informații, dar foarte mult preiau parcă. Mai sunt alții care sunt mai avansați ca ei? Din punct de vedere... Sunt mai avansați, însă nu au suflet. Sunt care sunt avansați în privința tehnologiei,
Chiar acei roboți. De înainte sunt mai avansați în privința tehnologiei, nu și nu îmbină însă tehnologia cu sufletul, cu iubirea. Și ce n-am văzut la ei, nu am văzut natură. Deci nu văd pomi, nu văd flori, nu văd. Acei roboți au venit să întrebe de spirit sau de sufletul lor? Să întreb pe Nicolas? Da. Sigur. Nu au venit să întrebe, au dat buzna, au venit să fure. Nu au întrebat, au venit să fure tehnologia. Când am spus că văd cazanul, că văd cumva tehnologia, dar era într-un cazan, era o protecție de energie. Nu puteam trece prin asta. Cei de pe Orion au alți dușmani, alte entități care îi atacă sau care. Au și ei o centură a planetei. Însă cumva se poate trece prin ea. Deci roboții au ajuns să treacă, probabil prin tehnologia lor. Aia vreau să zic. Cu cei de pe Pleiade lucrează sau colaborează? Da, colaborează. În ce domenii sau? În toate domeniile sunt prieteni. Am Au o înțeles. relație foarte bună, chiar se vizitează între ei. Deci, Cum? dacă vor să plece, cum ne ducem noi în vacanță, ei se duc pe altă planetă. Îi văd cu tehnologiile lor, se duc destul de repede. În afară de Orion și de Pleiade, mai este altă civilizație mai avansată sau nu, la fel de avansată ca ei, cu care colaborează? Da, sunt mai multe planete. Poate să enumere măcar două. Este Sirius, Da. Andromeda, Da. și le văd și altele mai mici. De ce nu intervin pur și simplu în forță pe pământ pentru a ne ajuta și a scăpa de reptilieni și de gri și de draconieni și toți ceilalți? Același răspuns. Care? Noi îi chemăm. Noi îi chemăm atunci când suntem în vibrații joase și ne conectăm cu creaturi de vibrație joasă și de fapt le aparținem sau ei pun stăpânire pe noi, nici nu mai pot, ei nu mai pot lua legătura decât cu cei care sunt pe vibrația iubirii, pe vibrații înalte. Ar fi ca și cum s-ar un reptilian. Dacă un reptilian intră într-o persoană, îl posedă cu totul. Este stăpân pe toate funcțiile corpului lui. Ok, spune lui Nicolas că îi mulțumim mult de informații. A zis că ne mai așteaptă și altă dată, știi, o să venim. O, cu mare drag. Te salută. Spune acum lui Metatron să reveniți. Reveniți iarăși pe Pământ. Da. Întreabă-l dacă Lady Gaga, cântăreața,
E posedată de vreo entitate ceva? Prima dată îl văd râzând. Îl percep ca și cum ar râde și spun de ce, de una. De ce sunt acolo? E un circ întreg. Entități? Ce bănuim de joase vibrație? Dar un circ întreg, a spus. Și pe lângă și înăuntru. Dar are și ea misiunea ei. Care misiune? Nu e una pozitivă. Asta este. Deci emană o vibrație foarte negativă. Acolo unde se duce, o privesc pe o scenă pe un stadion. Da, și ce observ? Într-adevăr, în jurul ei sunt foarte multe entități, foarte multe entități. Iar vibrația care o emană o percep toți cei care atrage ceva băutură alcool. Cei care merg acolo sunt instant simt nevoia de băutură, de droguri, Desfrânare. de a-și pierde mințile, de a nu gândi ceva de. Nu mai gândesc din cauza entităților care sunt cu ea și efectiv nu gândesc. E foarte mult tineret care nu gândește. Ce văd eu acolo e ceva. Și are foarte mulți adepți. Bun. Spune-i lui Metatron că îi mulțumim și o să continuăm pe tema asta altă dată. Ne mulțumește și el pentru ceea ce facem. Ok, poate să își deschidă un portal intradimensional și să meargă unde vrea el. A plecat.